Alex, un nou sezon de Rogue Grand Tour, cu ce noutăți? Cu multe noutăți, noutăți vechi și noi. Ca de fiecare dată începem sezonul cu pieptul scos, să vedem cum îl terminăm. În total vor fi destul de multe evenimente, dacă nu mă înșel 13 sau 14, cu tot cu cele de copii și cele off-road. Dar cred că au rămas efectiv evenimentele reprezentative pentru ciclismul de șosea de la noi. Un circuit în continuă extindere. Da. Hai să zicem, nu neapărat în continuă extindere. Anul acesta să zicem că este mai solid decât în alte sezoane. Au rămas câteva concursuri consacrate, au apărut altele noi, așa cum se întâmplă în orice domeniu, rezistă cele mai puternice evenimente. Reperul, începutul, drumul vinului, nu? Da, drumul vinului rămâne în continuare sex simbolul Rogue Grand Tour, aș zice, pentru că acolo avem recordul de prezență, 380 de oameni. Sunt curios dacă anul acesta vom depăși sau nu, mai ales că au o singură lună la dispoziție pentru scrieri. Nu că în alți ani ar fi avut mai mult timp. Și cele două repere importante, Transfăgărășanu și Transalpina. Într-adevăr, pe final de sezon, Transfăgărășanu și Transalpina. Transalpina probabil că va fi ultima cursă de pregătire pentru Turul României. Dar să știi că eu așa mai aminti și cursa de două zile, prima cursă pe etape și singura de anul acesta, de la Zalău, din județul Sălaj, urmată la o săptămână de o cursă foarte interesantă la Oradea, se suprapune cu Turul Bihorului. E greu să faci acest circuit, iată, la câteță, la patra, nu? Dacă nu greșesc. Cred că a cincea. A cincea? A cincea ediție. Cred că a cincea, da, este destul de greu pentru că îți mănâncă foarte mult timp. Trebuie să ai o relație permanentă cu sponsorii, cu partenerii și cu autoritățile locale. Nu poți să uiți de treaba asta nici o clipă, dar la un moment dat îți aduce satisfacție enormă. Ce am văzut eu? Ai trecut și pe mountain bike? Nu, de anul trecut am trecut pe mountain bike, nu cu toate forțele, dar sunt câteva zone în România care trebuie împinse în față. Bineînțeles, Poiana Brașov este cunoscută de toată lumea și în ultimul rând, în județul Mehedinți, comuna Izverna este o zonă superbă, o zonă peste care timpul nu a trecut și nu prea trece. Te duci acolo și te simți din nou tânăr și copil. Va fi cu plasamente separate pentru șosea, MTB? Bineînțeles, nu amestecăm lucrurile. La MTB sunt niște clasamente care vor mulțumi toate categoriile. Sunt mai multe lungimi de traseu. Șoseaua rămâne, să zic, zona principală a Rogue Grand Tour, cu un clasament general la finalul anului. Eu sincer mă bucur că nu ai uitat și copiii. Copiii niciodată nu-i voi uita. Culmea că anul acesta s-au legat lucrurile foarte bine și vom avea... Știu că în momentul de față sunt numai 3 sau 4 concursuri anunțate pe site, însă cred că vor fi mai multe. Inclusiv la Izverna sunt 90% șanse ca sâmbătă să fie cursa de MTB adresată adulților, iar duminică o cursă de șosea superb adresată exclusiv copiilor. Ai satisfacție, Alex, organizând acest circuit? Să știi că da, pentru că e singurul lucru care mă duce mai departe. Și culmea că această satisfacție vine anul acesta și de la un proiectel Rogue Grand Tour, prin care unul dintre cei mai talentați juniori de la noi din țară, din șosea, va fi susținut în totalitate de Rogue Grand Tour de la A la Z. Practic, iată, te implici în creșterea viitorilor campioni, nu? Da. Eu cred că dacă beneficiază de atenția noastră și de implicarea noastră serioasă, copiii pot ajunge departe. Sincer, sunt destul de necăjit că avem în continuare foarte mulți sportivi ce participă la curse internaționale și acolo se mulțumesc să termine cursa sau să vină pe la jumătatea clasamentului.
eu cred că noi ca nație putem mai mult. Se reia și Turul România anul ăsta? Eu așa m-am auzit. Sper că da, ar fi un pas înainte pentru... O veste bună, nu? Da, o veste foarte bună. Sper să fie un obicei de acum înainte. Puneai tu că te-ai vedea și organizând Turul României? Este foarte greu. Nu cred că îl poți organiza singur. Acolo este un ansamblu de factori. Cred că federația, ministerul, organizatorul respectiv, oficialitățile locale, toate trebuie să pună o vorbă bună și o mână. Dar este îmbucurător, iată că Road Grand Tour a rămas o constantă în ciclismul nostru. Cred că printre puține, ca singurul circuit de curse, sunt atât de puține. Nu, este singurul. Da, ne chinuim să rezistăm. Primii ani au fost groaznic de grei, acum parcă mai reușim și noi să respirăm pe parcursul anului și va fi mai bine.